Bună ziua, vă salută Tatiana. M-am reîntors din nou la dumneavoastră să continuăm proiectul început și anume geanta. Geanta în formă de hexagon. După cum știți, am încheiat prima parte, eu am lucrat și cea de-a doua identică. Am lucrat o jumătate din lărgimea genții, să spunem. Iar acum vom continua. Ceea ce voi lucra de acum înainte este, chiar și până acum de aici, această margine este invenția mea. Deci, cu fir alunecat ne vom întoarce până în corespondența primului picioruș dublu de la partea hexagonului unde nu am făcut acea bată. Deci voi merge cu piciorușe alunecate, felul acesta, și voi continua. Acum îmi vin toate notificările pe laptop. După ce încep să lucrez, îmi vin toate notificările posibile. Deci voi continua. Fir alunecat. Inclusiv în cele două piciorușe scurte lucrate în corespondența ochiurilor de lanț. Deci am ajuns în corespondența acestui segment unde nu am lucrat nimic. Vom face un rând de piciorușe scurte lucrate în tehnica back loop. Eu voi intra, deci, doar în partea din față, pentru că, vedeți, lucrul este cu spatele înspre noi, cu dosul. Deci, voi intra doar în partea din față a fiecărui picioruș și voi lucra un picioruș scurt în tehnica back loop. Doar acest rând va fi lucrat în acest mod. Și vom lucra astfel până când vom ajunge din nou în corespondența ultimului picioruș dublu. În momentul în care vom ajunge în corespondența acelui picioruș, vom continua. Veți vedea modul. De ce lucrăm în back loop? Pentru că vom face partea de deasupra, cea care închide geanta. Geanta pe care eu v-am prezentat-o în fotografie nu are nimic, deci nici măcar fermoar. Dar eu m-am gândit să facem în modul în care să fie închisă, astfel ceea ce avem în interior va fi protejat. Nu se va vedea. Și vom continua în acest fel. Am ajuns în corespondența ultimului picioruș dublu. Acum voi face același picioruș scurt în tehnica back loop, un ochi de lanț. Voi întoarce lucrul. Și veți înțelege de ce am ales să continui astfel. Iar acum voi lucra piciorușe scurte înainte și înapoi, având grijă ca să lucrăm aceeași lungime, însumând lățimile de la ambele părți. Deci eu am avut 5 cm înmulțit cu 2, deci avem 10 centimetri. 10 centimetri vom lucra piciorușe scurte înainte și înapoi, în felul acesta. Iar noi ne vom întâlni pentru a continua în momentul în care am terminat de lucrat acești 10 centimetri. Vom continua singure, în felul acesta. Va ieși identic cu ceea ce am lucrat aici. Eu am lucrat
lungime necesară. Am ajuns la capătul ultimului rând. După cum vedeți, lucrarea este cu fața înspre mine. În acest moment voi face un rând de piciorușe scurte în tehnica back loop, însă de această dată vom lua fiecare parte din spate acestui picioruș. Deci fiecare picioruș vom lua parte din spate, vom face piciorușe scurte. În felul acesta vom da forma necesară. Eu m-am tot gândit și m-am tot gândit cum să realizez și am ajuns la această concluzie. Deci ceea ce vreau să fac eu acum, ceea ce fac acum este, așa cum vă spuneam, invenție. Să vedem ce va ieși. Cu siguranță va ieși ceva plăcut. Deci vom continua în tehnica back loop, iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului, acum mă voi întoarce înapoi cu un alt rând de piciorușe scurte, exact atâtea câte se găsesc aici și vom continua în felul acesta. Ne vom întâlni la capătul rândului. Deci piciorușe scurte lucrate în mod normal. Am ajuns și la capătul acestui rând. Acum voi continua făcând 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Întorc lucru, firul pe croșet și voi face un rând de piciorușe duble. În ce mod? Deci am 2, 3, 4, 5, 6, 7. De ce m-am oprit aici? Dacă vă amintiți, fiecare segment al hexagonului a fost format din 17 piciorușe duble. Deci la capăt, când am ajuns, am avut 17 piciorușe duble. Deci aici sunt un număr de 17 piciorușe. Am făcut 7. 7 cu 7, 14. Voi face o scădere de 3 piciorușe duble. În ce fel? Am luat firul pe croșet, voi intra în piciorușul următor. Nu-l voi închide. Voi lua din nou firul pe croșet, voi intra în cel de-al doilea picioruș, am făcut piciorușul dublu neînchis, apoi cel de-al treilea picioruș dublu și le voi închide împreună. În felul acesta voi face o scădere, deci le-am închis toate împreună, avem 3 și cu firul de la piciorușul anterior. Am efectuat o scădere, după care voi continua lucrând piciorușe duble până la sfârșitul acestui rând. Avem 2, 3, 4, 5, 6. Iar aici pe margine vom face cel de-al șaptelea și vom intra exact pe margine, după cum vedeți, cel de-al șaptelea picioruș dublu. În felul acesta vom scădea un pic numărul piciorușelor pentru a-i da mai mult sau mai puțin aceeași formă. Voi face din nou 1, 2, 3 ochiuri de lanț, voi întoarce lucru și voi face un rând de piciorușe duble, întorcându-mă înapoi. Deci piciorușe dublu în corespondența fiecărui picioruș, iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând, pentru că vom continua. Să vă înarmați cu răbdare pentru acest model.
ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului, am obținut un număr de 15 piciorușe duble. Acum voi face din nou 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi întoarce lucrul, firul pe croșet, voi intra în următorul, voi lucra cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea, cel de-al patrulea, cel de-al cincilea și cel de-al șaselea picioruș dublu, deci am 6. Iar acum 2, 4, 6, da, voi face din nou o scădere de 3 piciorușe duble. Deci primul, care nu îl închid, îl țin pe croșet. Cel de-al doilea picioruș dublu, îl țin pe croșet. Și cel de-al treilea picioruș dublu. Am 4 fire, le închid pe toate 4 împreună. Și voi continua cu piciorușe duble până la sfârșitul rândului. În felul acesta încercăm să facem un model, să spunem, în modul în care să semene puțin cu lucrarea propriu-zisă. Și să putem să facem în modul în care să închidem geanta. Eu sper să vă placă, să prindă această idee. Mi-a venit așa dintr-o dată. Deci am făcut și ultimul picioruș dublu. Voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Întorc lucru. Voi continua cu piciorușele duble. 2. Cel de-al șaselea picioruș dublu. Iar aici vom avea 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aici voi face 1, 2, 3, 4, 5, 6 ochiuri de lanț. Firul pe croșet. Voi număra 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe duble. Voi intra aici în cel de-al șaselea și voi continua cu piciorușe duble până la sfârșitul rândului. Vom face modul în care să putem închide geanta. Va fi ca o gaică, să spunem. Și am ajuns și la capătul rândului, unde voi face ultimul picioruș dublu. Așa. În acest mod se va prezenta. După care voi întoarce din nou lucrul, voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucrul și voi merge cu piciorușe scurte de jur împrejur, făcând piciorușe scurte și în corespondența ochiurilor de lanț. În felul acesta vom continua cu lucrarea.
Poi pe partea cealaltă ne vom întoarce la sfârșit cu piciorușe scurte. Aici am ajuns, voi face și aici piciorușe scurte. Acum, nu știu, doamnele care lucrează genți de mai mult timp, dacă vor avea ceva de obiectat împotriva acestei idei, însă mie mi se pare destul de hazardată și destul de interesantă. Și poi merge mai departe cu piciorușe scurte, felul acesta. Pentru că, de ce am ales această opțiune? Nu toată lumea dispune de accesorii pentru lucrat genți. Și în felul acesta nu ne creăm probleme. Și voi continua pe întreaga parte cu piciorușe scurte. Aici voi face în colț un picioruș scurt. Deci nu ne vom crea probleme pentru a găsi accesoriile necesare. După care continuăm cu piciorușe scurte. Câte două piciorușe scurte vor veni în corespondența fiecărui picioruș dublu. În felul acesta. Vom merge mai departe. În locul unde am închis piciorușele duble, vom face în același mod un picioruș scurt și vom crea ca un fel de model, să spunem, un ajur pe această porțiune. Uitați-vă cum se prezintă. Mie îmi place. Acum urmează să vedem ce o să spuneți dumneavoastră. Deci am ajuns și în corespondența rândului lucrat în tehnica becloop și aici voi face un picioruș scurt și voi merge cu piciorușe scurte până la capătul rândului aici. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului cu piciorușele scurte. Acum voi face ultimul picioruș scurt în piciorușul scurt din corespondența celor două ochiuri de lanț, aici în colț. Voi face un picioruș scurt, după care voi închide această parte a lucrării. Voi scurta firul. Voi lăsa o bucățică mai lungă, cu atenție, pentru că acest fir se desface foarte ușor. Felul acesta. Apoi îl voi ascunde dedesubt. Voi trage firul în modul în care să închid lucrarea cât mai frumos posibil, să nu se vadă. Ia uitați-vă, nu se vede nimic aici, arată bine. Și voi continua să ascund acest capăt de fir. Cât mai mult posibil. Va fi nevoie, cred, și de ac, mai ales pentru doamnele care nu reușesc să ascundă cu croșetul. Felul acesta. Uitați-vă. Închid o dată. Se lucrează un pic mai greu, este adevărat, însă eu cred că merită efortul și în felul acesta. Iar acum voi scurta bine firul și voi, la urmă, îl vom scurta și vom arde cu un pic cu bricheta capătul de fir. Cam așa se prezintă partea, deci doar pe o parte, unde se va închide geanta. Acum am făcut un ochi
de lanț, voi intra cu croșetul chiar în colțul lucrării și voi extrage acest fir felul acesta, iar apoi mă voi întoarce în sus cu piciorușe scurte, exact în modul în care am procedat partea cealaltă. Și în același timp voi ascunde și capătul de fir. Deci în corespondența piciorușului dublu vom face două piciorușe scurte, iar în locul unde am început rândurile vom face câte un picioruș scurt. Astfel vom da aceeași formă și pe partea aceasta a lucrării. Încet, încet vom merge cu piciorușe scurte până la capătul rândului, iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând și vom continua. Uitați-vă cum se prezintă, deci formăm practic aceeași danteluță aici și apoi continuăm cu piciorușele scurte. Am încheiat și această parte a agenții. Acum, așa cum știți, am spus că avem nevoie de două părți identice. Eu am și cea de-a doua parte, o voi pune aici. Și cu capătul de fir, deci unde am terminat ultimul rând de piciorușe, voi pune lucrarea în felul acesta. Voi lua firul pe croșet, voi intra în primul picioruș din partea secundară a agenții și voi face un picioruș dublu în acest mod. Exact în modul în care închidem, în care lucrăm piciorușele duble, normal. Așa. Firul în felul acesta, apoi intru în următorul picioruș. Aici este un pic mai delicat, însă de lucrat, însă în felul acesta lucrăm picioruș după picioruș și facem aceste piciorușe duble pentru a uni părțile între ele. Deci în felul acesta. Cu atenție. Încet, încet vom lucra. Vedeți, intrăm în piciorușul următor, luăm firul pe croșet, vom intra în următorul picioruș de partea aceasta, extragem firul, facem piciorușul dublu. Felul acesta. Nu este greu, trebuie doar atenție la primele piciorușe până când se dă un pic mâna și astfel noi vom uni cele două părți ale genții. Firul pe croșet, intrăm în următorul picioruș, tragem, trecem cu firul prin toate aceste fire, și așa încet, încet mergem de jur împrejur. Vreau să văd pe partea cealaltă ce iese, care este rezultatul, pentru că aceasta este un binar de metode care mi-au trecut mie prin. Da, uitați-vă ce frumos se prezintă. Deci așa vom continua de jur împrejur, picioruș cu picioruș și vom închide această parte a genții. Ați văzut modul, vă arăt încă o dată. Aceasta este pentru doamnele care lucrează, bineînțeles. Deci intru prin următorul picioruș, firul pe croșet, voi intra în piciorușul din partea a doua a lucrării, voi extrage firul. Trec cu firul odată prin două
apoi prin toate împreună. Și mă mut la următorul picioruș. În felul acesta vom ajunge la capătul lucrării, a părții centrale. Cam în acest mod se unesc și pătratele bunicii între ele. Dacă ați lucrat vreodată, dacă ați văzut, cam același mod se folosește. Așa, în felul ăsta mergem singuri mai departe, iar noi ne întâlnim când vom termina. Încet, încet eu am ajuns la capătul lucrării. Acum voi sigila și acest fir de pe mijlocul lucrării, deci în corespondența cercului magic. Și în ce mod vom sigila? Cu bricheta. Vom arde un pic firul și imediat îl vom lipi. El va sta în acest mod, nu se va desface, deoarece este un fir sintetic și imediat se lipește. Deci am ajuns aici, la capătul rândului. Acum voi întoarce pe față. Am ieșit exact la fix pentru că am lucrat normal. Voi întoarce pe față ceea ce am lucrat să vedem cum se prezintă. Pentru că, așa cum vă spuneam, și pentru mine aceasta este o noutate. Aceasta este cea mai mare parte o idee a mea, dar îmi place cum arată. Uitați-vă ce frumos arată pe părțile laterale și pe fund. Vedeți? Este perfectă. Cel puțin eu o văd în acest mod. Apoi dumneavoastră va rămâne să vă dați cu părerea. Aceasta este partea care va închide. Așa. Eu o să mă opresc aici cu lucrarea mea. De ce mă opresc aici? Pentru că am nevoie să elaborez un pic, să văd în ce fel voi continua. Așa cum v-am spus, mult este imaginația mea aici, în afară de partea principală, restul mi-am imaginat. Voi mai elabora un pic cam în ce mod putem merge mai departe și ne vom întâlni cu al treilea tutorial unde vom finaliza această geantă. Deocamdată eu vă mulțumesc pentru comentarii, pentru atenție, pentru faptul că sunteți alături de mine în fiecare moment în care eu încarc un videoclip pe platformă. De asemenea, ca întotdeauna, eu vă mulțumesc și celor care sunteți abonați și celor care sunteți membri, persoanelor care sunt membre și au dorința unui anume tutorial, puteți să-mi scrieți în comentarii și eu voi îndeplini dorința dumneavoastră. Eu vă las aici, vă mulțumesc din nou, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă aștept din nou alături de mine la un nou tutorial cu Tatiana. La revedere!